Bine v-am găsit la o nouă ediție Planeta Ești Tu. Sunt Teodora Tompea și vă mulțumesc că sunteți cu noi și astăzi în încercarea de a găsi soluții pentru un mediu mai curat și un fel de trai mult mai sustenabil. Haideți să vedem ce am pregătit pentru astăzi. Suntem în plin sezon al uraganelor, nimic neobișnuit până aici. Însă, intensitatea și repeziciunea cu care se succed îi îngrijorează pe climatologi. Sudul Statelor Unite nu a apucat să-și revină după uraganul Ida, că o altă furtună de proporție a atins țărmul. Nicola s-a lovit Texasul și Louisiana cu rafale de vânt de peste 100 de km pe oră. A provocat inundații, a smuls copaci din rădăcină și a lăsat sute de mii de oameni fără curent electric. Uraganul Nicola s-a lovit cu forță Texasul, unde a adus rafale puternice de vânt și ploi torențiale și, deși a fost retrogradat ulterior la statutul de furtună tropicală, diferența s-a simțit prea puțin la sol. Oamenii abia au reușit să se țină pe picioare în fața rafalelor puternice care au împins apa mult pe uscat. Și tot din cauza vântului puternic, sute de mii de locuitori din Texas și Louisiana au rămas fără curent electric. Vă îndemn cu toată seriozitatea să nu plecați la drum. Acesta a fost sfatul primarului din Houston înainte ca Nicola să lovească orașul și a avut dreptate, mai ales că oamenii de aici nu au uitat nici acum distrugerile provocate de un uragan devastator din 2017. Și deși această regiune a Statelor Unite este obișnuită cu furtuni puternice și uragane, situația devine tot mai gravă în fiecare an. De vină sunt schimbările climatice care provoacă o creștere a nivelului oceanelor și o încălzire a suprafeței lor. Anul acesta este cel mai bun exemplu. 5 uragane s-au format în bazinul Atlanticului, iar 3 dintre ele au atins cel puțin categoria 3. Despre aceste fenomene, tot mai violente și mai dese în ultima perioadă în întreaga lume, am vorbit cu Roxana Bojoriu, climatolog. Numărul și intensitatea lor, da, într-adevăr, sunt neobișnuite, dar să știți că acum este sezonul lor și avem un maxim al activității uraganelor în Atlanticul tropical în septembrie, sfârșitul lui august și septembrie, mai e un maxim care vine pe la mijlocul lunii octombrie. Faptul că se succed totuși cu atâta repeziciune pe de-o parte, iar pe de altă parte, aceste pagube, ați văzut, foarte mari, ne pun pe gânduri. E adevărat că uraganul a fost retrogradat după ce a ajuns pe uscat la stadiul de furtună tropicală, dar chiar și la 110 km pe oră, cât au atins vitezele vânturilor, ați văzut că au existat întrerupe de curent electric și mai ales aceste inundații de coastă. Aici chiar e efectul schimbării climei, pentru că creșterea nivelului oceanului planetar înseamnă și inundații la coastă mai grave, pentru că atunci când ai furtună, o mai mare cantitate de apă este împinsă spre uscat dinspre țărm pe fondul creșterii nivelului oceanului planetar. Vorbim de efecte diverse, dar toate, din păcate, afectează aglomerațiile urbane de pe coastă și evident că impactul e din ce în ce mai mare. Se pot, evident, gândi și sisteme de alertare mult mai bine țintite, care să salveze vieți omenești. Acum totuși nu a fost cazul, înțeleg, a fost numai pagube materiale, dar încă se pot face multe lucruri pentru a ne adapta la aceste situații. E adevărat însă că unele soluții sunt pe termen mediu și nu.
Și în acest context vorbim de numărul dezastrelor provocate de fenomene meteo extreme. Acesta a crescut de 5 ori în ultimii 50 de ani. Din 1970, seceta, canicula, furtunile și inundațiile au ucis peste 2 milioane de oameni și au provocat pagube de aproximativ 3.700 de miliarde de dolari. Analiza a fost realizată de Organizația Meteorologică Mondială, iar vara care s-a încheiat ilustrează poate cel mai bine acest declin. Incendiile și inundațiile de proporții au făcut prăpăd în multe zone ale lumii, cu Europa direct afectată. Situație dramatică în sudul Spaniei, unde uriașe incendii de vegetație au pus stăpânire pe zone întinse din regiunea Andaluzia. Eta e inumano, no se ha visto tal cosa. La llama del fuego como corría por los montes, acá era espectacular. Oamenii au avut timp să-și ia cu ei doar strictul necesar și au fugit din calea flăcărilor. Corriendo y yo me he venido con la ropa puesta y lo he dejado todo allí, hasta los animales lo he dejado. Un început de toamnă de coșmar, o continuare a seriei dezastrelor naturale cu care s-a confruntat omenirea în această vară. Deși vorbim de doar câteva luni, exemplele nu sunt deloc puține, fie că vorbim de Germania. De Turcia, sau Statele Unite. We are not unfortunately in a safe place, and the report tells us that the 50-year trend is quite alarming. Să luăm cazul Germaniei, unde au fost inundații cum se văd odată la un secol. În două săptămâni a plouat cât pentru o vară întreagă, iar torenții au lovit cu o forță incredibilă. Când apele s-au retras, localitățile arătau ca după război, case îngropate de alunecări de teren, poduri și drumuri distruse. În Turcia și Grecia, incendiile au lăsat în urmă imagini apocaliptice. În unele zone, oamenii au fost evacuați cu bărcile din calea valurilor de foc. Și peste ocean, în Statele Unite, incendiile pârjolesc de câteva luni mai multe zone. Focul a înghițit 1 milion de hectare de vegetație. Cel mai afectat este statul California. Places like this should exist. It's too hot. It's too hot. Și tot în Statele Unite, dar pe coasta de est, uraganul Ida a adus dezastru în New Jersey și New York. Apa a intrat în case, birouri, magazine, restaurante și a inundat metroul din metropola americană. Pentru prima oară în istorie, în New York a fost decretată stare de urgență din cauza inundațiilor. O decizie extremă pe măsura vremurilor pe care le trăim și care tinde să devină normalitate în fața unui număr tot mai mare de dezastre. We are going to see more climatic extremes because of climate change and this negative trend in climate will continue for the coming decades. Sunt așadar fenomene care îngrijorează pe toată lumea, iar Banca Mondială nu face excepție. Potrivit unui raport, schimbările climatice ar putea forța peste 200 de milioane de oameni să-și părăsească locuințele în următorii 29 de ani. Le sud du Gard est touché par un violent orage. Circulation bloquée, les automobilistes sont pris au piège. Voilà. V-ați gândit vreodată că jocurile și jucatul împreună pot fi sustenabile? De exemplu, cum puteți să călătoriți într-o galaxie paralelă doar la atingerea unor baterii cu ajutorul muzicii? Colega noastră, Mădălina Chițu, ne explică chiar acum. Ține-mă la pe ele.
Erika este capitanul unei nave spațiale care a ajuns în Alter Galaxy, o galaxie paralelă în care biletul de intrare îl reprezintă doar bateriile uzate. Deși este un joc, se bazează pe un principiu cât se poate de real, și anume acela că bateriile folosite trebuie duse la puncte de colectare, niciodată aruncate la gunoi. Fiecare baterie aruncată la întâmplare la gunoi este o adevărată bombă ecologică. Aceasta plantează în pământ semințe de nichel, plumb și mercur, substanțe toxice care ajung în plantele din zonă, iar mai apoi direct la noi în farfurie. Odată ajunse în organism, metalele grele ne afectează sistemul nervos și respirator, sunt asociate cu bolile de inimă și cancer. Cea mai sigură cale de a elimina aceste riscuri este să colectăm selectiv bateriile vechi. Absolut, toate bateriile pot fi reciclate și pe lângă faptul că salvăm planeta de substanțe nocive, o mai salvăm încă o dată pentru că refolosim niște materii prime care se extrag greu și care costă foarte mult. Nu există o planetă B și atunci trebuie să o conservăm pe cea pe care o avem și să o dăm și mai departe. Lecțiile despre cum putem salva planeta trebuie predate de la vârste fragede, iar cel mai simplu mod de a învăța cum să protejăm mediul înconjurător este prin practică, dar mai ales prin joc. Astfel de lecții în niciun caz nu trebuie să se rezume la profesorul dictează și elevul scrie și a doua zi vine cu lecția învățată. Într-un an, un român cumpără în medie 10 baterii, iar 8 ajung la gropile de gunoi. Tu știi cât poluează școala ta? Studiile de specialitate arată că un singur elev produce anual o cantitate de deșeuri ce ajunge chiar și la 45 de kilograme. Un calcul simplu arată că școlile din România produc în fiecare an peste 12 tone de deșeuri, mâncare, hârtie și plastic. Iar la toate acestea se adaugă și emisiile de dioxid de carbon, cele care, desigur, provin de la mașinile care vin să lase și să ia copiii de la școală. Cum poate deveni însă școala un loc prietenos cu mediul, ne arată chiar acum tot Mădălina Chiță. Încălzirea și răcirea claselor, gunoiul care se adună în fiecare zi pe parcursul unui an școlar, lasă într-o singură școală o amprentă de dioxid de carbon de 9,4 tone. Iar poluarea produsă de o unitate de învățământ nu se oprește aici. Un singur elev ajunge să producă între 22 și 45 de kilograme de deșeuri în fiecare an. Cea mai mare risipă la școală o facem atunci când vine vorba de mâncare, urmată de plastic și hârtie. Deși trăim într-o eră digitală, la școală hârtia e de bază. Manualele, caietele, fișele, culegerile sunt nelipsite de pe băncile elevilor. Zilnic, la nivelul unei școli, sunt folosite în jur de 2000 de foi. Pentru a asigura acest necesar, sute de milioane de copaci sunt în fiecare an tăiați. Școala însă poate fi prietenoasă cu mediul înconjurător, iar pentru asta e suficient să facem mici schimbări. Maculatura adunată peste an trebuie dusă la un centru de reciclare. Cu fiecare tonă de hârtie reciclată salvăm de la tăiere 17 copaci și economisim peste 26.000 de litri de apă, dar și 4.000 de kW pe oră de energie electrică. Rechizitele cumpărate pot fi din material reciclabil. Pe piață există de la ghiozdane, penare, pixuri, carioci și chiar caiete. Dintr-un singur PET reciclat se obține un instrument de scris. Acesta este principiul economiei circulare. Practic, reutilizăm resursele care există deja pe piață. Și practic, nu mai folosim un plastic virgin pentru o nouă producție. Plasticul este produs dintr-un combustibil fosil, foarte dăunător mediului înconjurător. Poluarea este completată și de părinții care în fiecare zi își duc și își iau copiii de la școală. Ca să vadă câte emisii de dioxid de carbon se adună în jurul unei unități de învățământ, autoritățile locale din sectorul 6 au instalat senzori de poluare în mai multe școli, printre care și școala gimnazială Regina Maria. Acești senzori monitorizează calitatea aerului nu doar în preajma unităților de învățământ, ci și în interiorul lor. Monitorizează în special câțiva parametri foarte importanți, cum ar fi pulberile în suspensie. Practic, nivelul de praf și nivelul de pulberi de mici dimensiuni aflate în unitățile de învățământ, atât în exterior cât și în interiorul unităților de învățământ, ceea ce este foarte important pentru că pot să fie diverse surse de poluare. Traficul este o sursă foarte importantă de poluare, dar este foarte important să știm și în interiorul unităților de învățământ efectiv cum este gradul de poluare.
Pentru a scădea poluarea din jurul școlilor, este indicat să lăsați copilul să vină și să plece de la școală cu autobuzele școlare, acolo unde există o astfel de infrastructură. Studiile de specialitate arată că poluarea scade performanțele la învățătura ale elevilor. Oamenii de știință susțin că factorii de mediu afectează capacitatea de învățare și de memorare. Poluarea aerului este responsabilă și de scăderea nivelului de concentrare, iar toate astea vin la pachet cu probleme de sănătate aferente unui mediu toxic. O mână de ajutor poate salva o albină sau, mai bine zis, un deget de ajutor, pentru că, de fapt, de atât e nevoie ca o astfel de insectă să-și recapete puterile. Vedem dovada în acest sens chiar acum. În Germania, cercetătorii au reușit să convingă vacile să folosească toaleta. Nu era nimeni îngrijorat de menținerea curățenii. Altul e scopul experimentului. Îl aflăm și noi în câteva minute la Planeta Ești Tu. Oamenii de știință au reușit să dreseze vacile să folosească toaleta. Poate părea ciudat, dar eforturile au scopuri foarte serioase. Pe de o parte, reducerea emisiilor de oxid de azot. Pe de alta, diminuarea poluării cu nitrați, care se infiltrează în sol și ajung în apele curgătoare. Vedem acest experiment chiar acum. De kilometri pătrați de apă evaporați în 30 de ani. Vorbim de Urmia, cel mai mare lac stălat din Orientul Mijlociu. Este situat în Iran și, la fel ca alte întinderi de apă, resimte dur efectele schimbărilor climatice. Iar mesajul pe care trebuie să-l învățăm cu toții din ceea ce se întâmplă cu Urmia este unul foarte simplu. Odată cu apa, dispare și viața. People would come here for swimming and would use the mud for therapeutic purposes. They would stay here for several days. Lacul Urmia din Iran este un exemplu al trecerii de la un paradis natural la un uriaș deșert sărat. Încălzirea globală a provocat evaporarea sa în doar 3 decenii, lucru vizibil în această animație bazată pe hărțile Google. All around Lake Urmia you can see the impact of the global climate emergency on the communities here, on the people, their livelihoods and of course also their future. Autoritățile spun că acum suprafața celui mai mare lac sărat din Orientul Mijlociu este la mai puțin de jumătate din ceea ce era odinioară. Parțial acest lucru a fost cauzat de proiectele de baraje din regiune. Cel mai mult au afectat însă anii de secetă severă, pe măsură ce planeta se încălzește. Odată cu secarea lacului apar și problemele de sănătate. Praful sărat rămas în urma evaporării este purtat de vânt și provoacă afecțiuni oculare și ale căilor respiratorii. Arbuștii pot fi însă o soluție pentru a preveni acest lucru.
As the bushes grow here, they have more leaves and the moving sand gets trapped inside. Urmia este doar unul dintre lacurile care pierd apă văzând cu ochii. Un alt exemplu este acest lac din sudul Turciei, odinioară acoperit de apă și care acum s-a evaporat din cauza schimbărilor climatice. Fenomenul afectează și Marele Lac Sărat din Utah, iar cu timpul asta își va pune amprenta asupra mai multor aspecte, fie că vorbim de viețuitoarele din zonă, de economie, industrie sau sănătatea oamenilor. Aici încheie o nouă ediție emisiunii Planeta Ești Tu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Nu uitați, dacă aveți idei pentru o planetă mai curată, așteptăm să le trimiteți pe paginile de Facebook și de Instagram. Până data viitoare, vă invit ca toți să avem grijă de planeta noastră. La revedere!